Hei, oameni buni, bine ați revenit pe canal. Astăzi vreau să vă povestesc puțin despre feedback. Ce este un feedback și cât de important este să-ți dăm un feedback, cât de cât corect, zic eu. O să vă povestesc astea din propriile mele experiențe și de prin unul din cursuri la care și eu am participat, să zic, la viața mea. Și pentru început hai să zicem că luăm o tematică. O tematică legată de psihologie. Tu, cel care te uiți acum la mine, ai mers la o conferință de psihologie cu o tematică pe placul tău. Tematica respectivă avea 6 subiecte și să zicem că domnul X, cel care prezintă aceste 6 subiecte, ți le prezintă de-a lungul conferinței, iar la final de conferință tu mergi către el și îi dai un feedback. Un feedback, adică un răspuns, un răspuns la ceea ce ți-a transmis respectivul domn legat de subiectele respective. Și să zic că mergi la el și zici: domnul X, mi-a plăcut foarte mult ce a spus, toate subiectele au fost impresionante. Mi-am luat notițe și apoi îi spuneți la revedere și plecați acasă. No, acel feedback este un feedback destul de sărac. Este o apreciere, într-adevăr, din punctul vostru de vedere asupra tematicii pe care el o prezentat-o, dar este un feedback sărac. Ca să dăm un feedback mai bogat, trebuie să adăugăm mai multe detalii, mai mult context, de ce ne-a plăcut, de ce nu ne-a plăcut, ce a fost important pentru noi poate în acea conferință sau în ceea ce a prezentat domnul respectiv. Și atunci să zicem că tu, când ai fost la conferință, ți-a plăcut subiectul 3 și 6, să zicem, din cele 6 subiecte prezentate. Și în subiectul 3 tu te-ai regăsit în anumite momente din viață și ai făcut exact cum a prezentat și el în subiectul 3. Iar în subiectul 6, să zic că este o informație care te ajută în momentul, te ajută pe tine în momentul de față să rezolvi, nu știu, o relație cu un prieten. Bun, la final de conferință, tu mergi la domnul respectiv, domnul X, așa cum l-am numit pe el, și îi spui: domnul X, mi-a plăcut foarte mult ce ați povestit aici, toată tematica a fost extraordinară, fiecare subiect în parte a fost extraordinar. Mi-am luat notițe. Vreau să vă spun că la legat de vreau să vă spun că la subiectul 3 m-am regăsit în anumite momente din viața mea și am făcut exact în tocmai cum ați prezentat și dumneavoastră. Iar la subiectul numărul 6 chiar mi-am notat niște informații de aur, să zic așa, care mă va ajuta să rezolv o relație cu un prieten bun. Am să mă duc și să aplic aceste informații, o să le pun în aplicare în relația cu prietenul meu bun pentru a putea îmbunătăți relația respectivă. Vă mulțumesc și plecați acasă. Acesta este un feedback atât de apreciere către persoana, către domnul X, cât și un feedback prin care i-a arătat lui ce ați înțeles din conferința lui, din subiectele lui ce le-a prezentat. Și asta e foarte important pentru cel ce-a prezentat, pentru prezentatorul respectiv. E foarte important pentru că își dă seama cât de bun a fost, poate, ce-a prezentat el, cât de important a fost ce-a prezentat el pentru tine. Și mai ales că îi și spui și dai anumite informații, îi redai de fapt anumite informații din conferința lui, din ce au prezentat, e o plăcere enormă pentru prezentator, pentru domnul X. Și de asta e important să dăm un feedback, să dăm un feedback bun, să dăm cu multe detalii, să dăm context, de ce ne-a plăcut, de ce nu ne-a plăcut, de ce e important. Pe viitor, când dați un feedback, indiferent că îl dați la un prieten, că îl dați la mama voastră, la prietena, prietenul vostru, dați-l cu context. Spuneți într-adevăr de ce, de ce v-a plăcut sau de ce nu v-a plăcut ceea ce o zici, ceea ce a făcut, ceea ce s-a întâmplat. Pentru că acel context nu vă ajută numai pe voi, ci și pe el, într-adevăr, îl va ajuta. Va ajuta în relații mult,
vă ajută efectiv să legați mai strâns anumite relații, să înțelegeți anumite chestii din toată treaba asta. Bun. Dacă v-a plăcut, loviți butonul de like și scrieți-mi în comentarii ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut și spuneți-mi și voi cum dați un feedback cuiva. Și până data viitoare ne auzim mai jos în povești. Ciao!